Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră zi de zi. Și în fiecare zi avem parte de noutăți, cel puțin în această sferă a politicului, pentru că astăzi, puțin mai spre seară, vom afla și decizia pe care liderii PNL și PSD o vor lua cu privire la comasarea alegerilor. Comasare, comasare, dar să știm și noi vorba aceea. Sunt multe discuții pe această temă, de ce avem nevoie de această comasare a alegerilor, cui folosește și unde este populația în toată această ecuație, pentru că așa cum o spun de fiecare dată, oamenii ar trebui să conteze cel mai mult. Dacă este sau nu așa, noi tot încercăm să aflăm de la oameni care au ceva de spus, oameni care se află în funcții cheie, putem spune. Discutăm astăzi despre acest subiect, dar și despre alte subiecte, sperăm noi la fel de interesante sau poate mai interesante, cu invitatul meu, domnul Vasilică Potecă, senator din partea AUR. Bună ziua, bine ați revenit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. În ceea ce privește subiectul abrupt pe care vreți să-l atacați în această dimineață cu această comasare, vreau să vă spun un singur lucru, că și eu sunt la fel de tulbure ca și dumneavoastră, ca și toți cetățenii din această țară. Ce este un lucru bun este că vorbim despre comasare și în final problema care părea să fie una politică și să aparțină numai PNL-ului și PSD-ului a devenit una națională, ceea ce este foarte bine pentru că vom afla și noi în sfârșit astăzi probabil ce viitor ne așteaptă în următoarea perioadă. Este cel mai fierbinte subiect. Parcă nu mai avem nicio altă problemă în această perioadă. Toate lucrurile merg strună, doar comasarea parcă ne mai interesează sau îi mai interesează pe unii în această perioadă. De ce sunt sau de ce este atât de importantă această comasare? Pe cine ajută, pe cine încurcă? Nu știu, eu n-am vrut să intru niciodată în logica acestei comasări și nici n-am discutat foarte aprins despre această comasare. Sunt întrebat inclusiv acasă despre această comasare, ce cred, cum este și am spus-o și o spun mereu. Această comasare dublată de încă un proces pe care nu-l spunem, de candidaturi pe listă comune a puterii actuale, a făcut ca să nască foarte, foarte multe întrebări. Se întâmplă, nu se întâmplă, ce este, suntem anunțați de planuri pe 10 ani. Deci, în fond, v-am spus, nu am fost foarte interesat. Ea, în mod normal, ar trebui să favorizeze puterea actuală, pentru că în acest proces nu mai stă cetățean, există numai PNL-PSD plus primarii care trebuie să aducă oamenii la vot și să manipuleze votul în așa fel încât să se realizeze visul de aur al marelui conducător care ne spune că pe următorii 10 ani vom avea aceeași putere în România. Pe mine nu mă obsedează comasarea cât această perspectivă de a mi se spune că 10 ani de acum încolo va trebui să nu mai am ca cetățean nicio altă perspectivă decât o singură guvernare, decât un singur comandament, acela care ne este trasat acum de această coaliție la guvernare. Cred că mă simt obosit și m-ar obosi numai gândul că 10 ani ar trebui să rămân blocat în acest blocaj de la această dată. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat marți o posibilă alianță între PSD și PNL la alegerile din acest an pe fondul pericolului extremismului. Am înțeles. Eu, în calitate de senator AUR, sunt un extremist periculos. Oamenii i-ați avut prin emisiuni săptămânile trecute, sunt niște extremiști periculoși. Vai de mama noastră! Dacă așa arată extremismul,
atunci să știți că o să-mi schimb părerea despre extremism și despre și o să trebuie să redefinim extremismul nu numai în România și în lume și va trebui să dăm niște exemple. Aseară îl urmăream pe George Simion, președintele AUR, căruia i s-a interzis intrarea în Republica Moldova, spunând că este un extremist și puterea de la București astăzi, în înțelegere cu cea de la Chișinău, au găsit pericolul pentru care cele două țări nu se pot înțelege și nu se pot uni și pentru asta l-au interzis până în 2028. Pentru că acum nu știu câți ani a participat la un marș la Chișinău. A fost și arestată cu prilejul acelui marș pentru susținerea și pentru cauza românismului și pentru unirea Basarabiei cu România. E, iată că i-am dat până în 2028. Iar puterea spune că suntem putiniști și nu știu ce, uitând că primul care l-a interzis pe George Simion la Chișinău a fost Voronin, care era prorus, a fost urmat de îndeaproape de către Dodon, care era prorus, și astăzi este interzis de către Maia Sandu, care este pro-european. Înțelegeți? Cum extremismul AUR funcționează de la est la vest. Uite, așa am aflat și noi că suntem de extremiști, dar cu anumită jenă, tot puterea de la București nu anunța că a fost interzis și în Ucraina pentru simplu motiv că a participat la manifestările de la Fântâna Albă, unde au fost împușcați sute de români pentru că de către puterea sovietică, pentru că încercau să fugă în România din calea hoardelor rusești. E, asta nu a spus-o și nu o mai spune și nu spune un singur lucru. Puterea de la București, că în același timp puterea de la Kiev l-a interzis și pe Kelemen Hunor, în condițiile în care a susținut drepturile minorităților din Ucraina. Deci, dacă Kelemen Hunor a susținut drepturile minorităților, nu numai cea maghiară și cea românească din Ucraina și este interzis și el în Ucraina, iar puterea de la București este aliată cu încă un interzis, o să spună că este în opoziție de mereu, o să le fac surpriza celor care ne urmăresc, să le spun că nu este deloc așa, funcționează perfect axa putere UDMR, atunci înseamnă că avem o mare problemă în definirea extremiștilor și extremismului. Cred că la această dată populația României află cum puterea de la București definește extremismul. Și atunci, în aceste condiții în care spuneți că AUR nu este un partid extremist, un partid susținător al regimului lui Putin, spre exemplu, ce este AUR? Să înțelegem aceste lucruri foarte clare. Există o mișcare suveranistă europeană care nu este românească în esență, este o mișcare europeană născută, să spun, tot în statele vechi europene, a avut la bază, până la urmă, revolta cetățenilor împotriva internaționalizării și împotriva nepermiselui amestec în obiceiurile și în prea mult în obiceiurile și în tradițiile țărilor respective. Dacă ne aducem aminte, aceste lucruri au început cu Franța până la urmă. Italia, prin Giorgia Meloni, reușește să câștige alegerile și nu s-a întâmplat niciun mare dramatism, nici față de Comisia Europeană, nici față de Uniunea Europeană, nici față de Statele Unite, nici față de nimeni. Pur și simplu a afirmat drepturile și limitele în care Uniunea se poate amesteca în treburile unui stat
și a negociat aceste lucruri. Ele s-au extins, să zic, în Polonia, Ungaria, Olanda, Austria și în această zonă. Era foarte clar că și România va fi marcată de această permanentă, să spun, amestec, permanent amestec în treburile interne ale statului, și și România vrea să-și definească limitele în funcție de ceea ce își dorește să aibă și să nu mai aibă. România își dorește la această oră ca industria ei să poată fi dezvoltată, pentru că haideți să ne gândim un lucru. Spunem că avem gaze naturale în Marea Neagră și gazele naturale sunt pe cale să, prin toate mecanismele astea, să plece din nou la OMV. Haideți să spunem că România are aur la brad și haideți să spunem că ne este interzis să facem exploatări de aur, chipurile, Doamne, că pe amprenta de carbon și pe poluare. Haideți să spunem că ieri în Parlamentul României Guvernul României a dat un ajutor pentru Valea Jiului, care ajutor este definit în lege pentru închiderea mineritului din Valea Jiului. Am atras atenția în Parlament ieri că am pus cruce mineritului în Valea Jiului, că statul român a recunoscut în final, prin această putere, că aloc acești bani pentru închiderea mineritului în Valea Jiului, că așa zisa propunerea ministrului, promisiunea ministrului energiei, că în 2026 nu va marca închiderea mineritului în Valea Jiului și că va obține un acord de la Comisia Europeană pentru prelungire până în 2032, s-a încheiat, odată ce tu, statul român, vii și spui că aloci bani până în 2020 și patru final pentru închiderea minelor de la Vulcan și Livezeni. Deci aceste lucruri se petrec, iar aur la această oră face acest lucru, protestează și încearcă să câștige puterea în România pentru a reda și, să zic, demnitatea noastră și dreptul nostru de a hotărâ cu privire la ceea ce avem și, și modul la care noi considerăm că trebuie să ne desfășurăm viața în viitor. Acestea sunt lucrurile, să zic, de actualitate. În ceea ce privește desfășurarea programului nostru economic pe care l-am aprobat și foarte puțină lume se uită pe el și îndemn să-l vadă, este că statul, la forma la care este constituit din punct de vedere administrativ la această oră, nu mai poate subzista, că trebuie să facem o reformă administrativă și una teritorială consistentă, că România funcționează pe o lege din 1968 a teritoriului, că astăzi avem comunități mult prea mici care nu se pot întreține. Dar s-a discutat îndelung despre această reorganizare, despre s-a discutat această reducerea numărului de administrații. Ceea ce se întâmplă astăzi, că de aia o să vin, de aia vin astăzi la comasare, astăzi tocmai acest lucru se petrece, pentru că puterea de la București spune așa: noi vom manipula poporul, nu cu televizorul, ci cu primarii. Îi vom manipula în sensul că ei vor aduce la vot, iar noi le garantăm că nu se va întâmpla nimic din acest proces de reformă, toată lumea va putea să rămână pe loc, fără nici o problemă, cât în 10 ani, cât noi le propunem românilor să rămânem la guvernare în această țară. Și atunci, coerent, îi spun în felul următor și cu voi stați liniștiți că nu se va petrece nicio reformă administrativă. Care voi? Cine? Oamenii simpli sau primarii? Nu, voi la primari, vă le spune. Voi puteți să stați liniștiți primarilor că nu se va petrece nicio reformă administrativă, iar noi de la București vom vedea noi cum facem să vă întreținem, să puteți să vă câștigați în continuare mandatele. Acest lucru nu face decât să țină România într-o stare absolut mocirloasă, ca să o definesc așa, în sensul că nimic
Nu se va petrece nimic, nu urmează nimic bun în această țară. Ca să plătești un asemenea aparat guvernamental, local, în următorii ani, înseamnă să te împrumuți din ce în ce mai mult, să consumi toate resursele în această direcție. Care este scopul atunci? De ce? Scopul este menținerea... Scenariul pe care scopul real. Nu, presupunem este real. Scopul este menținerea la putere. Până la urmă, tot ceea ce se întâmplă acum nu este în legătură cu cetățeanul. Nu este legătură cu cetățeanul, nu este legătură cu noi. Scopul este menținerea la putere. Discuția este cum rămânem la putere. Iar toate mecanismele pe care statul a declanșat împotriva cetățenilor are la bază această chestiune. Primarii plus această luptă pentru găsirea unui dușman intern. Dușmanul intern a fost definit ca fiind extremismul și trebuie întreaga societate să votăm pe cei care sunt la putere acum, ca să nu cumva să avem extremism prin România. Deci, vă cerem votul, noi nu mai discutăm că am făcut o datorie de 165 de miliarde, că am siluit bugetele pe ultimii 2 ani, că anul ăsta împrumutăm ca niște bezmetici ca să ținem, să putem să dăm senzația că totul este în ordine. Deci, lucrurile astea le ascundem acum sub acest pericol. Am găsit această temă a extremismului și am găsit această temă a pericolului imediat. Și o exploatăm în sensul să câștigăm și să putem să ducem alegerile la bun sfârșit, noi făcând aceste manevre pe dedesubt. Ceea ce este îngrijorător este faptul că Uniunea Europeană, care a venit și ne-a spus despre încălcările repetate ale democrației în România, că la această oră, ca să vedem și noi despre ce este vorba și despre Uniunea Europeană, acceptă aceste comasări, cu toate că cu mulți ani înainte și cu alte prilejuri, ne spunea că nu acceptă comasări, că nu acceptă, că tema europeană este foarte importantă. Ei nu, astăzi de dragul asigurării voturilor din țările membre, sunt de acord și cu aceste tipuri de încălcări și cu aceste tipuri de necunoaștere a scopului alegerilor europene și a obiectivelor pe care europarlamentarii români ar trebui să le aibă la Bruxelles. Acum nu vom discuta deloc sau aproape deloc despre europarlamentare, vom discuta despre alegerile locale, iar tema principală a ceea ce urmează a fi Europa și cum urmează să evolueze România sau țările membre în Europa este aproape inexistentă. De aceea spun și o repet și o voi repeta mereu că aceste alegeri este vorba despre ei, nu despre noi. Liderul AUR, George Simion, declara ieri despre comasarea alegerilor că, citez, vom depune plângeri la Procuratura Generală pentru conspirație la încălcarea Constituției. Și mai spune el, nu vorbim de Planul Național de Cancer, nu vorbim de interzicerea jocurilor de noroc sau măcar a publicității la jocurile de noroc, nu vorbim de salariul minim, de recalcularea pensiilor. O singură preocupare este cea pe masa de lucru a coaliției, cum să rămână la putere în mod ilegal, în mod neconstituțional, a declarat George Simion, citat de news.ro. Președintului AUR, președintului meu, trebuie să-i spun următorul lucru și tot vorbim și discutăm aceste lucruri. Știm toți că toate aceste plângeri și toate aceste chestiuni sunt în van, puterea este bine constituită la această oră și aceste plângeri sunt în direcția în care atrag atenția publicului românesc, cetățeanului român. Aceste lucruri le facem în dorința de a conștientiza populația la ce să se aștepte în perioada următoare.
Și George Simion vrea să discute temele, vrea să aducă pe masă temele și știe foarte clar că cuplând alegerile locale cu cele parlamentare, principalele teme pe care noi, aurul, le-am adus privind suveranismul, privind cedările de suveranitate, vor fi mascate în cadrul acestor discuții. De aceea, atrage atenția și spune, uitați-vă la aur și ce face aurul și ce cere aurul, în principal dacă aurul este extremist sau, și își dorește sau a făcut vreo chestiune care este extremistă. Faptul că vorbești, faptul că îți exprimi opinia, faptul că poate o face într-un cu voce un pic ridicată, faptul că poate o face zilnic, acesta nu este extremism. Este punere la punct și este atragere de atenție. Faptul că invocă Constituția, faptul că spune că nu sunt, că se încalcă Constituția, ăsta nu este extremism, este democrație pură. Cred că extremismul este în altă parte și este mascat din dorința unora de a rămâne cu orice preț la putere. Dacă într-adevăr de seară, după ora 19 sau în jurul orei 19, așa cum spuneam, când se vor face declarații pe această temă a comasării, vom afla că într-adevăr PSD, PNL vor merge pe liste comune. Ce se va întâmpla în teritoriu? Pentru că aici, în județul Hunedoara, avem o situație destul de interesantă, să spunem, în ceea ce privește relația pe care cele două partide o au, și mă refer aici și la președinții celor două partide, PSD și PNL. Am văzut și în urma deciziei pe care președintele PNL la nivel central a luat-o ca președintele partidului la nivelul fiecărui județ, să fie candidat pentru Consiliul Județean sau pentru reședința de județ, în funcție de situație, nu că asta scria după acea virgulă, aici lucrurile au fost puțin altfel. Altfel nu au fost. Vreau să vă spun că tipul ăsta de conflicte PNL-PSD sunt în toată țara și vă aduc aminte că la Vâlcea președintele PNL-ului a declarat că se va uni cu oricine, că asta inclusiv cu aurul. Pare bine că ne bagă la inclusiv. Nu știu dacă aurul vrea să se unească neapărat cu cei pe care acum îi spun că este nefrecventabil. Posibil să vrea, posibil să nu vrea, posibil să discutăm, posibil să nu discutăm, dar ceea ce se întâmplă în județul Hunedoara este expresia contradicțiilor care va însoți mereu această coaliție. Acest stânga-dreapta nu va funcționa, n-a funcționat nici în perioada asta, că au fost numai conflicte, nu va funcționa, iar după alegeri, indiferent cum le vor face, atât de multe schimbări se vor petrece, pentru că eu știu și PNL-ul destul de bine, că provin de acolo și știu, am trăit ani și știu și pe reprezentanții și din teritoriu și de la vârf și știu foarte bine că nu se vor înțelege cu PSD-ul. Dacă o luăm pe plan local, aici asistăm totuși la o zvâcnire așa voioasă a doamnei președinte, care își dorește să se mai afirme în condițiile în care primarii și toți ceilalți i-au spus pas, a pierdut filiala și este foarte clar. Și normal, când pierzi filiala, cineva tu profită. Filiala, că păi, în momentul în care îți pleacă, în continuare, nu? Sigur că da, președinte poți să fii, să te declari și la un SRL fără bani și fără mobilier. E o chestiune de conjunctură, e o problemă, e bucuroasă acum pe această chestiune că își salvează scaunul pe o chestiune care se numește comasare sau nu știu ce a alegerilor. Și pentru că vorbim de doamna deputat, noi o invităm aici în cadrul emisiunii, ori de câte ori dorește să răspundă, poate și celor pe care le-ați spus dumneavoastră puțin mai devreme. Eu ce să răspund? Noi o așteptăm, o invităm aici în emisiune.
emisiune și ce pentru să spună, a-și spune punctul și ce de vedere. Să spună că nu sunt fapte, că au plecat primarii, că s-a descompus puterea cu directorii, cu toate celelalte. Deci poate să-mi spună orice. Faptele sunt fapte, da? Nu poți spune că nu sunt așa. Sunt faptele, îți dovedesc că tu ai pierdut puterea, da? Atât în filială, cât și în județ. În ultima perioadă, destul de mulți primari liberali au ales să se alăture Partidului Social Democrat, dar poate ar fi bine să explicăm puțin și celor care ne urmăresc pentru a înțelege. Dacă vorbim de liste comune pentru alegerile locale, europarlamentare, prezidențiale, există această discuție? Și așa mai departe, care mai este rolul acestor mutări? PSD, PNL, de la PSD la PNL și nu, departe. Tocmai de aceea, nu este chiar așa. Haideți să vorbim foarte clar ce se întâmplă de fapt. Aceste proiectate alegeri, comasării, pericolul, toate celelalte, să spunem că fac puterea de după decembrie 2024. Lucrurile de-abia atunci se complică, pentru că nu vei mai avea un președinte în persoana lui Iohannis, va veni un președinte, să zicem, în persoana lui Ciolacu, și vei spune că tu ai primul ministru. Lucrurile se fragmentează și în Parlament, pentru că fiecare are grupul lui separat, fiecare va funcționa ca o alianță. Noi toți știm că în cazul în care vin aceste alianțe, această alianță și așa a gâfuit și gâfuie și la această oră, aduceți-vă aminte anunțul premierului Ciolacu, care spunea că în cazul în care PNL-ul iese de la guvernare își depune mandatul, ceea ce ar fi însemnat să rămânem în această perioadă în prag de alegeri fără guvern. Deci s-a lucrat numai cu amenințări. În condițiile în care în 2025 va trebui să luăm măsuri, că va trebui să luăm măsuri destul de grele, nu știu în ce măsură una dintre părți va fi de acord să-și piardă tot ceea ce a constituit până acum din punct de vedere al puterii în țara asta și să mai guverneze vreo 6 luni și nu vreo 10 ani așa cum își doresc ei. Și atunci putem vorbi de o alianță doar pe timpul furtunii, pentru ca mai apoi să existe posibilitatea de a se destrăma? Această alianță este o alianță pur electorală, ca să ne înțelegem. Ea nu va fi o alianță politică, chiar că poate o anunță drept alianță politică în sensul că fac un program comun și că se hotărăsc pe următorul 1000 de ani că vor fi numai PNL și PSD la guvernare. Deci este o alianță în fond electorală. Cred că și din punct de vedere al candidaturilor la alegerile locale, nu cred că vor candida pe liste comune sau dacă vor candida pe liste comune, vor fi numai punctual în marile orașe, municipii unde sunt niște zone în care vor să se înțeleagă. Pentru că este foarte greu să pui toți primarii și toată structura de interese la masă ale celor două partide, având în vedere că 98% sunt primari PNL-PSD și să candideze, unii să nu candideze în anumite zone. De aceea, cred că vom avea o coaliție care va fi europarlamentare, ceva locale și restul va fi un dezastru de bătălie dusă între cele două blocuri, între cele două partide, cu primarii PNL și primarii PSD. De aceea, plecarea primarilor PNL la PSD va fi o chestiune de o realitate. Ea nu va mai fi atât de accentuată, să zic, în prima parte, în primele luni, în următoarele luni, în martie-aprilie, dar în mai, în momentul când vom începe să avem depunere de candidaturi, atunci pe ultimii 10 de metri vom vedea niște mutații care o să fie surprinzătoare. Deci să ne mai așteptăm în perioada următoare la astfel de mutări politice. Haideți.
PNL-ul și PSD-ul cu aceste comasări n-a făcut decât un joc de glezne, ca să ne înțelegem, da? S-au jucat cu ele, au ocupat agenda publică, au discutat, pentru că în momentul în care nu vrei să aduci marile probleme, finanțele, economia pe masă, sănătatea, învățământul și toate celelalte, inventezi o temă. Tema a fost pentru televiziune și pentru toată lumea legată de aceste comasări cu candidaturi comune, toate aceste lucruri. Deci, alte probleme nu mai sunt. Nu mai sunt, erau prezentate. Toată lumea te întreabă, oare la ora 19 astăzi Ciucă și cu asta va apărea, vor comasa, vor nu știu ce? Da, au ținut-o până în ultimul moment, au ținut agenda publică blocată pe această temă. Și acum trebuie să hotărască ceva, pentru că din punct de vedere legislativ și din punct de vedere al termenilor privind alegerile și toate celelalte, trebuie să facă niște operațiuni. Adică trebuie să anunțe data alegerilor, să dea un HG, vor trebui să dea un OUG ca să modifice codul administrativ, să spună ce se întâmplă cu sutele de garnituri de primari, unii în funcție, unii nu știu ce, în câte luni putem constitui consiliile locale. Până acum erau 60, acum va trebui să fie la 120 de zile. Deci sunt multe lucruri procedurale pe care vor trebui să le anunțe. Plus de asta, au trebuit să se asigure că lucrurile pe care le fac sunt constituțional sau neconstituțional, dar că sigur vor fi atacuri la Curtea Constituțională, Avocatul Poporului și celelalte lucruri, lucrurile vor fi pe aici, să zic, discutate, și atunci cu chestia asta au anulat practic partea de agendă politică și agendă economică și agendă socială. Și acum toată lumea e prelucrat cu cine, cu ale, cum se combină, cum... Deci astea sunt niște lucruri oamenii care... Oamenii de rând ai acestei țări sunt mai preocupați de propriul lor buzunar, sunt preocupați de faptul că atunci când merg la cumpărături nu le prea ajung banii multor români pentru a achiziționa un minim necesar pentru a putea să trăiască. Haideți să fim serioși. Care ar trebui să fie și pe masa decidenților. Da, dar ce discutăm noi de 30 de minute? Am discutat cumva despre ceea ce se întâmplă, am discutat despre agenda cetățeanului, am discutat despre pensia, am discutat despre salarii, am discutat despre... Păi, agenda cetățeanului este ascunsă sub această discuție interminabilă a comasărilor, a codului administrativ, a primarilor care trebuie să-și ia mandatul. Deci n-am discutat deloc despre, practic, de partea cea mai importantă este că la această oră, cu toate că am zis că inflația va fi, inflația crește pentru nu știu ce motive, că semnalele pe care le trag sunt declarațiile Ministrului Finanțelor, Ministrul Fondurilor Europene, guvernatorului care spune că noi plângem, că România, spun unii că România va ajunge în faliment și că noi plângem cu unul râde. Nu înțelegi de fapt ce vrea să-ți spună, ce vrea să-ți transmită, sau pricep ce vrea să-ți transmită. Lucrurile astea noi nu le discutăm acum și o să ajungem să discutăm și să ne confruntăm, o să scape cei cu Bruxelles-ul, adică europarlamentarii o să plece liniștiți și de la PNL și de la PSD la Bruxelles și noi o să rămânem aici și o să ne întrebăm, aoleu, ce am făcut? Păi vom avea reprezentanți, nu? Europarlamentarii care se vor ocupa de bunăstarea României. Noi ce facem? Trimitem la Bruxelles jucători sau trimitem spectatori? Ca să ne înțelegem. Ori trimitem pe cei care să ne reprezinte și să joace în terenul de la Bruxelles, ori îi trimitem spectatori de lux acolo, pe care îi plătim prin intermediul Uniunii, bineînțeles cu 15.000 de euro pe lună. Adică asta trebuie să ne punem problema acum. Ce vrem? De asta trebuiau lăsate europarlamentarele libere din punct de vedere al comunicării publice, ca să înțelegem odată pentru totdeauna, suntem la al treilea ciclu de alegeri 1, 2, 3, 4. Da?
Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat miercuri că mai mult de 60% dintre români vor comasarea alegerilor potrivit unei cercetări sociologice. Stai să vă explic ceva cu cercetările astea sociologice. Apropo de 60%. Eu înțeleg acum că prima cercetare erau cu comasarea pe la 40%. Azi dimineață Curs anunță 50-50. Mihai Tudose a ajuns la 60. O să vină domnul Ciolacu și o să anunțe că sunt 80 și până la urmă mai important cetățeni din Bulgaria că trebuie să ajungem la 120%, da? Deci să le comasăm, eu zic să le facem toată dată. Care este marea problemă? Mihai Tudose a mai adăugat că, citez, lumea s-a săturat de schimbări bruște și că românii vor o continuitate a guvernării. Foarte bine, dar asta nu știe Tudose. Tudose poate să declare ce dorește, pentru că e șeful de campanie electorală a PSD-ului. De unde știe domnul Tudose că lumea s-a săturat de această... Au fost realizate sondaje, iată, exact ce spuneam mai devreme. Păi atunci, haideți să facem următorul lucru, pentru ca să facem o economie în această țară, astea nu mai ținem alegerile, mergem după domnul Tudose și așa avem această coaliție, stabilim că această coaliție are 60, 70, 80, 100% și să facem și economie, nu mai deranjăm pe nimeni, putem să ne continuăm traiul așa cum este, totul este, suntem într-o mare stabilitate și într-o mare fericire. De ce să mai cheltuim banii anul ăsta pe alegeri dacă tot constatăm că este această stabilitate enormă în România? Eu cred că este deprisos. Sau de ce să mai ne chinuim cu prezidențiale în toamnă, cu în toamnă și cu celelalte numai ca să bifăm aceste chestiuni. Putem constata, să facă domnul Tudose și cu cine mai dorește o cercetare și să ne spună că românii nici nu mai doresc să facă alegeri în acest an, că nu-și mai doresc asta și că își doresc ca această stabilitate pe lângă PSD să dureze și să stabilească câți ani doresc. Nu ar fi normal să se întâmple. Doresc de și să facă această chestiune. Eu sunt de acord ca să terminăm odată cu democrația asta în România. Știți ceva? Și alegerile astea deja deranjează. Nu... Sunteți sarcastic acum. Nu sunt, păi, dar asta se spune. Dom'le, nu putem participa la nu știu câte rânduri. Vrei, cetățeanul român a obosit. Cetățeanul român este obosit și nu poate... Este obosit cetățeanul român? Nu este. Cetățeanul român... Că mai întâlniți cu oamenii. Cetățeanul român nu este obosit, cetățeanul român vrea să participe și să-și pună punctul de vedere, da? Și vrea să-și pună de foarte multe ori, mai ales în condițiile actuale, punctul de vedere documentat și pe fiecare tip de alegere. Niciun cetățean român nu-și dorește la această oră să asiste la o siluire a unui tip de alegeri prin acest mecanism în care scoatem primare, scoatem oamenii la vot și dacă îl votează pe primarul, o să-l voteze și pe europarlamentarul nu știu care de la PSD și PNL. Lasă-le măcar acest drept să-și pună ștampila pe cine doresc. Spuneau la un moment dat chiar mai mulți primari și PSD și PNL chiar aici în emisiune că primarii sunt buni odată la 4 respectiv 5 ani. Da, putem discuta și problema cu primarii și o putem analiza. Este foarte adevărat, dar și ei trăiesc în această componentă a puterii și niciun primar nu va ieși foarte tare din cuvântul șefului de partid, pentru simplu motiv că în următorii 4 ani trebuie să-și financeze primăria și oamenii din localitatea lui. Dar acolo ar trebui să discutăm mai mult despre administrație. Iar când vorbim aici, nu?
vorbim de sistemul de împărțire a banilor și de sistemul în care poți să fii prieten cu președintele de partid și să-ți iei banii, poți să nu fii prieten și să-ți în următorii 4 ani să nu-ți finanțezi activitățile din comuna ta și să pierzi alegerile. Și atunci ei sunt priși în această capcană că trebuie să demonstreze totodată la 4 ani că sunt cei mai buni membri de partid. Și ce va face AUR dacă, să presupunem, va avea primari și în județul Hunedoara? Vorbim de un parteneriat cu PSD sau PNL? Există un lucru pe care trebuie să-l înțelegem, este că AUR-ul militează la această oră exact pentru schimbarea sistemului, de la finanțarea partidelor politice, de la finanțarea administrației, de la ceea ce vorbeam înainte, reducerea administrației prin această comasare, încât să constituim niște unități administrativ puternice în care să înceapă să se financeze, să facem niște comunități puternice care să aibă primarul, să aibă destul de multă autonomie, încât să impună programul și propriile idei și cu ale Consiliului Local. Se finanțează proiecte, se finanțează tot felul în de România, investiții. În România, la această oră, din taxele și impozitele locale, să înțelegem, se finanțează, cred că, adică ajung, cred că mai puțin de 10% din localitățile din România. Restul primesc alocări de la guvern. Este normal să se întâmple așa? Este normal, pentru că nu putem lăsa administrațiile locale să moară de foame. Chiar și cele neperformante? Chiar nu este vorba de neperformante, este de vorba ce? De puținătatea... administrația locală, este vorba oamenii de, au este vorba nevoie de nu, performanță. Este vorba despre resursele de puține pe care le ai în teritoriu, da? Până la de urmă. De ce ai resurse puține? Pentru că slavă Domnului, încă mai putem face... Dacă vreți să spunem de ce, putem să facem o analiză pe județul Hunedoara. Județul Hunedoara, în 1990, era al treilea contributor la produsul intern brut, adică era una dintre primele 3 zone din România care duceau bani și pentru România. Și ne mergea prea bine, sau? Acum suntem pe locul 34. Dacă înainte dădeam, astăzi suntem forțați să stăm cu mâna întinsă la guvern. Stând cu mâna întinsă la guvern să ne dea, atunci guvernul, oricare ar fi el, și îți impun condițiile. De aceea discutăm despre condiția primarului, discutăm despre condiția administrațiilor publice din țară și din județul Hunedoara. Deci, noi am sărăcit, noi avem mari probleme. Județul Hunedoara are, cred că, dintre județele din România, cele mai mari probleme, pentru că și-a pierdut toate industriile și pentru că și județul Hunedoara este pe cale să închidă și mineritul, ultima zvâcnire economică pe care aveam. Dar Mintia, nu? Da, teoretic așa anunță doamna președinta PNL-ului că va deschide centrala de la Mintia. Așteptăm, deci de asta și a programul pe 10 ani ca să poată să deschide centrala de la Mintia. Se va deschide probabil când se va deschide. Eu știu sau nu se va deschide, că și aici este o chestiune netransparentă, adică nimeni nu spune care e stadiul, ce se întâmplă și nu. Este o investiție privată până la urmă, da? E o investiție privată cu foarte multe necunoscute condiționalități legate de îndatoririle statului român de a duce conducta de gaz până la Mintia de nu știu de unde, care e pe brua. Sunt foarte multe lucruri pe care noi nu le știm. Au aceasta. Mai avans, nu le știți. Nu, informați. Nu, chiar nu, chiar nu, chiar nu. Nu există, să spun, un așa numitul program de progres în această chestiune. Nu știu în ce stadiu, nu vreau să vorbesc și nu vreau eu să acuz oamenii despre... Hunedorenii sunt interesați și de acest subiect, în condițiile Hunedorenii... în care se discuta la un moment dat și despre câteva sute de locuri de muncă aici care se vor putea crea și privesc și cumva cu nostalgie tot ce a însemnat. Da, până la urmă este foarte adevărat, e un impozit care se plătește aici. Sunt mai multe lucruri care, da, dacă se va
petrece acest fapt, lucrurile vor fi pozitive. Eu nu spun că vor fi negative. Nu am dat cu piatra în toți oamenii care vin. Foarte bine, au venit, fac, dar e o chestiune de viitor, nu știu. Pe noi ne arde astăzi destul de mult în județul Hunedoara ceea ce se întâmplă. Da, din păcate s-ar putea, ne ia multe lucruri. S-ar putea să toate aceste vești foarte bune să ne epuizeze în timp și să nu mai fim pe aici, pentru că alarmant este altceva. Dacă v-ați uitat, județul Hunedoara a înregistrat cea mai bruscă și scăderea natalității din România. Asta înseamnă că nici copii nu mai avem și nici nu știm cu cine o să mergem mai departe în perioada următoare. Asta înseamnă că foarte mulți aici au plecat. Sunt mulți factori care au determinat. Pierderea acestor industrii a dus până la urmă la o depopulare a județului Hunedoara, la plecări masive, la... și atunci suntem în această situație să devenim județ de ospătari, în sensul că turismul, ci că este singurul lucru care mai salvează județul Hunedoara. Eu îți mai spun încă o dată, sunt împotriva acestei idei. A fost un județ industrial și este un județ cu mare potențial industrial și noi trebuie să ne regăsim vocația noastră industrială și nu pe aia de a fi numai niște ospătare ai turismului românesc. Nu este nimic greșit a avea această profesie, a fi ospătar. Nu e nicio problemă, fiecare meserie, fiecare profesie este spun, de apreciat. Eu spun în sens apreciativ, în sensul că atât ne-a mai rămas, ca profesie. Da? Trebuie să ne și aliniem, pentru că degeaba mai scoatem profesioniști în domeniul mineritului când mineritul se închide. Cumva se aliniază zilelor noastre și aceste locuri de muncă, nu? Ce are școala cu mineritul? Păi, trebuie să aibă orice domeniu de activitate. Păi, nu, de aia mai avem profesioniști, că mergem pe această... Vreau să vă spun un singur lucru. Este că nu pregătești într-o universitate numai specialiști pentru... un loc este... școala este deschisă, întregii societății românești, da? Dar singura problemă care o punem acum este următoarea. În aceste condiții de astăzi, în care noi anunțăm că închide mineritul Valea Jiului, școala românească și-a adaptat cerințele la ce urmează? În Valea Jiului vorbesc. În Universitatea de Valea Jiului. Nu știe nimeni. Poate vom afla din 2025 încolo, dacă este sau nu așa. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Dacă mai doriți să adăugați ceva, vă mai dau 20 de secunde, dar maxim. Ce să spun, așteptăm și noi rezultatul de astăzi al acestor celebre negocieri. Să sperăm că se închid odată și ne vedem fiecare de treaba lui și de tot. Eu i-am îndemnat și pe colegii mei și îndemn în continuare să-și vadă de aur, să-și vadă de proiecte, să-și vadă de discuțiile cu cetățeanul din județul Hunedoara și vom vedea ce o fi. Dacă o fi să trăim 20 ani în epoca noi ordini sau ordini actuale cu stabilitate, dar nu vă doriți atât de multă stabilitate pentru 10 ani în acest tip de regim. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!